Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim pentru prezență și pentru faptul că transmiteți cele mai noi informații cetățenilor municipiului și raionului Soroca. Succint, eu vă voi aduce la cunoștință starea epidemiologică, infecția COVID-19 în teritoriul raionului Soroca. Deci, la ora 9:00, pe țară au fost confirmate 66 de cazuri, dintre care 4 cazuri sunt din municipiul Soroca. 2 bărbați, 2 femei. 3 cazuri sunt importate din Italia, un caz este de transmitere locală. La momentul actual, aceste persoane sunt spitalizate în municipiul Chișinău, în spitalele specializate. Starea sănătății dumnealor este de gravitate medie. Deci, în urma anchetării fișelor epidemiologice, la moment pe raionul Soroca sunt 512 persoane în carantină sau autoizolare, dintre care 227 sunt din municipiul Soroca. 20 de persoane au statut de contact, care 12 din ei, la fel, sunt din municipiul Soroca, 3 persoane au statut de suspecți. Deci, prin intermediul dumneavoastră, vreau să mă adresez către cetățenii locuitorii municipiului și al raionului Soroca pentru a-i chema la calm, dar totodată vreau să-i chem la responsabilitate maximă, la unitate, pentru că de fiecare din noi depinde cum vom depăși această maladie. Deci, în continuare, ofer cuvântul colegilor mei, șeful adjunct al Inspectoratului Poliției Soroca, domnul Alexandru Cebotari. Stimați locuitori raionului Soroca, Inspectoratul de Poliție Soroca vă recomandă să îndepliniți recomandările autorităților, vă recomandă să respectați toate hotărârile emise de Comisia Raională și Comisia Națională de Sănătate Publică. Totodată vă informăm că de către angajații Inspectoratul de Poliție Soroca au fost patrulate străzile orașului, municipiului Soroca și a raionului cu îndemnul populației de a sta acasă. La fel au fost somați agenții economici caricate sub hotărârea Comisiei Naționale de Sănătate Publică, au fost somați să sisteze activitatea. La fel vreau să vă informez că sunt zilnic documentate și examinate diferite sesizări parvenite de la cetățeni privind nerespectarea regimului de autoizolare de către cetățeni. La fel vreau să vă informez că a fost examinat și documentat un caz fiind a fost aplicată amendă unei persoane care eronat a completat fișa epidemiologică, a introdus date false. La fel de către angajați poliției au fost acordat ajutor centrelor raionale poștale, băncile de amplasate în teritoriu privind neadmiterea cazurilor de îmbulzeală sau de nerespectare distanțe sociale de către cetățenii care beneficiază de serviciile poștale sau serviciile la bănci. În continuare monitorizăm situația, în continuare suntem zilnic verificăm telefonic persoanele care sunt la autoizolare la domiciliu, în primul rând respectând condițiile de siguranță personală și în continuare vom monitoriza situația la capitolul respectiv conform deciziilor Comisiilor Raionale de Stare Excepțională. Mulțumim. Și ofer cuvântul reprezentantul Centrului de Sănătate Publică, Soroca, domnul Nicolae Gorcenski. Bună ziua, stimați telespectatori, vreau să mă adresez către dumneavoastră că situația epidemiologică poate fi stabilizată, normalizată, adusă la condiții normale, dacă toți împreună vom respecta
măsurile antiepidemice prevăzute în toate documentele de directivă, inclusiv în hotărârile Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisiei Stări Excepționale, atât și hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. În ce constă măsurile date? În primul rând, avem un număr mare de persoane, contacte, atât cu bolnavii cu COVID-19 confirmat, cât și cu persoanele suspecte. De ce? Avem un număr mare de persoane sosite de psihotare, care posibil au fost și în contact cu astfel de bolnavi. De ce este important ca să respectăm regimul de autoizolare, regimul de respectare a cerințelor la purtarea măștilor pentru respectarea infectării, la respectarea cerințelor de spălare pe mâini, la respectarea distanței, dacă nu mai puțin de un metru, dacă ne aflăm în apropierea altor persoane. Dacă vom respecta cerințele necesare, vom spori, vreau zic, situația epidemiologică, vom contribui la micșorarea numărului de cazuri înregistrate, în general la stoparea îmbolnăvirii. Succesul este după noi. Vreau să menționez faptul că asistența medicală primară face tot posibil pentru a monitoriza starea de sănătate a tuturor persoanelor care au revenit de psihotare, cât și a persoanelor contacte. Centrul de Sănătate Publică monitorizează permanent starea de lucruri în focarele de coronavirus, vreau zic, cât și suspecte, și respectarea, îndeosebi în focarele acestea, a tuturor măsurilor de preîntâmpinare a răspândirii. Cu atât mai mult petrecem cu membrii familiilor, petrecem cu vorbiri, le aducem aminte despre măsurile profilactice și antiepidemice care necesită să fie respectate. De asemenea, dacă apar unele semne de cum este febră, cum este tusa care poate să apară, să adreseze prin telefon la medicul de familie și mai departe ori hotărâ situația cu fiecare în parte. Vă doresc succes în activitatea de preîntâmpinare a infecției coronavirus COVID-19. Stimați sorocieni, la încheiere vreau să vă îndemn să respectați acele reguli care ne le recomandă medicii. Vă dorim sănătate și Doamne ajută!